Suntem la școala clasele 1-8 din Micoveni. Am aflat, de la bun început vă spunem, am aflat o chestiune destul de curioasă, dar formidabilă, pe cât de curioasă este. Aici, în Micoveni, nu există abandon școlar. De ce și cum? O să aflăm de la profesorul coordonator al școlii. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Berar Elena mă numesc, profesor de limba română. Bine ați venit în școala noastră! Bine v-am găsit! Nu avem abandon școlar pentru că satul nostru, cum ați văzut, cred eu, de la intrarea în sat și din clasele pe care le-ați vizitat, oamenii sunt gospodari, se ocupă de copii, iau legătura cu școala permanent și copiii vin la școală. Nu sunt motive care să îi determine pe copii să nu vină la școală. Sunt părinți mulți plecați în străinătate, dar se ocupă de copiii bunicii și copiii vin permanent la școală, nu avem probleme, zic eu, este un caz fericit, nu știu dacă mai sunt multe de acest fel. Am văzut, sincer, nu prea am întâlnit sat sau comună cu niciun abandon școlar. Vreau să vă întreb, am văzut o cutie poștală în clădirea cealaltă, pentru ce este? Acolo părinții pot să își lase sugestiile pentru cadrele didactice care le îndrumă copiii. Am înțeles. Și pentru, cazul. Am înțeles. Deci pentru începește educația, poate administrarea școlii? Da, și pe această linie. În ceea ce privește școala, deci cadre didactice, structură, tot ce. Nu mă dacă n-am jos, dar trebuie să mă dau, e foarte cald aici. Aveți centrală, nu? Avem centrală pe lemne, da, și astfel asigurăm căldură permanent în școală. Pentru câți elevi? Pentru în jur de 200 de elevi. 200 elevi, nu? 200-230. Și grădinița, am avut și trei grupe sau patru grupe. Da, deci, da, grădinița, avem trei grupe, grupă mică, mijlocie și pregătitoare. Sunt mulți copii în fiecare grupă, în total sunt 75 de copii la grădiniță. Perfect, înseamnă că 200 de elevi plus încă 75 plus grădinița, da, da, da. Frumoși toți, am văzut. Foarte curăței, frumoși, da? Copiii sunt frumoși toți. Așa este. Da. Am văzut că condițiile sunt destul de bune, zic eu. Da, să știți că foarte multe persoane și în special chiar cadre didactice din alte școli din oraș care au venit la noi la diverse activități, la cercuri sau alte întruniri pe care le organizăm noi, au fost uimiți de felul în care arată școala. Și acest lucru îl datorăm, bineînțeles, domnului primar, care s-a implicat foarte mult și școala arată așa cum ați văzut și dumneavoastră. Avem Școala arată ca o cazarmă militară, adică ordonat și curat, pentru că domnul primar a fost militar. Da, bine spus, da. Și noi încercăm să păstrăm ceea ce s-a realizat de către primărie și comunitatea locală. Am înțeles. Trebuie să recunosc că atunci când merg într-o instituție, prima dată mă merg la toaletă. Toaletele arată ca niște laboratoare. Am așa văzut și la trebuie. Grădință, am văzut la grădință, am văzut prosoape, săpun, apă caldă, nu miroase toaletă. Într-adevăr, este greu de păstrat curățenia, pentru că știm că banii pentru școală sunt din ce mai puțin. Este greu de păstrat, dar încercăm să menținem curățenia în limitele normale, măcar este necesar, pentru că altfel, vă dați seama, se pot ivi probleme de sănătate și nu ne dorim acest lucru. Și noi avem acasă copii și încercăm să ne... Unul și încă unul aștept. Da, încă unul. Doamne ajută. Doamne ajută. Care didactice cât aveți? Care sunt aici în școală? Nu mai suntem cam în jur de 10. În rest mai avem colegi care sunt cu ore în toată comuna, și la Șchia și la Sfântul Ilie. Aici avem 6 învățătoare și 3 educatoare, iar noi, persoane care avem un renume aici, suntem 4. Deci, personal calificat? Toată lumea este calificată. Și nu aveți probleme? Nu avem probleme. Titular toți? Da. Da, o persoană este detașată, în rest toată lumea, dar și acela este titular undeva. Deci nu avem suplinitori. Nu, toată lumea titular. Cum veți încheia anul școlar 2011-2012? Sperăm să-l încheiem mult mai bine ca anul trecut, cu rezultate foarte bune. Așteptăm rezultate deosebite de la elevii clasei a 8-a, care vor susține examenul pentru admitere la liceu și sunt sigură că nu ne vor dezamăgi, pentru că în fiecare an am avut absolvenți foarte buni care au ajuns la licee, precum colegiul Ștefan cel Mare, Petru Rareș, economic. Ce vă doriți de la 2012?
Îmi doresc sănătate în primul rând. Să uităm o mică sănătate și, nu? Da. Și îmi doresc ca elevii pe care îi avem în acest an să termine cu rezultate bune și foarte bune, să fie mândria părinților lor, să fie mândria școlii și a comunei din care fac parte. La școală ne-am trăit și cu domnul primar, nu știu ce căuta pe aici, chiar ce căută cu primarul la școală. Ia să vedem, să-l întrebăm pe domnul primar ce căută la școală. Bună ziua, domnul primar! Bună ziua și bine ați venit în comuna Șchie. Cum vă numiți pentru cei care nu vă cunosc? Pentru că sunt primarul comunei Șchie, mă numesc Andrei Ciuc Vasile și de două mandate sunt primar acestei comuni. Știți că prioritatea numărul unu în cadrul unei comunități am considerat că este grija față de copiii gospodarilor. Și Consiliul Local, împreună cu aparatul primarului, s-a investit foarte mult în școli. Pe raza comunii funcționează trei școli, școala Nicolae Popinceanu din Mihoveni, școala Dimitrie Pătcurariu din Șcheia și școala din Sfântul Ilie. Avem aproximativ 800 de copii, 800 de copii care desfășoară activitatea, să spunem așa, în fiecare zi și încercăm să le asigurăm cele mai bune condiții, astfel încât rezultatele lor să fie una dintre cele mai bune. S-a confirmat pe parcursul anilor că... Păi s-a confirmat și acum. Noi am fost fără știrea dumneavoastră, într-adevăr, am vorbit cu domnul director, am venit aici în școală și ne-a plăcut în mod special grădinița. Ne-a plăcut curățenia de acolo. Am intrat, a spus ofițer, nu? Am intrat la baie prima dată să vedem cum e la baie, dacă pute. E bine, mai mult decât faptul că nu pute, nu miroase urât, este foarte curat. Doamna directoare v-a cam părât la noi, așa, și v-a spus că ați avut grijă de școală. Da. Și s-au băgat bani foarte mult aici. Da, dar acești bani s-au băgat din anul 2005-2006. Deci am pus primul lucru pe care l-am făcut, am făcut școlile. Și rezultatele, pe parcursul anilor s-a demonstrat. Copiii din comună au intrat la cele mai bune licee, au obținut rezultate bune și foarte bune. Și, într-un cuvânt, oamenii sunt mulțumiți de activitatea pe care o desfășoară cadre didactice în comuna noastră. Domn primar, în primul rând, marele rezultat pe care eu cred că este cel mai mare rezultat, în afară de faptul că sunt copii foarte buni care merg la licee foarte bune, de aici, cei care pornesc de aici de la Micoveni, este faptul că nu aveți niciun abandon școlar aici. Asta e chestiune grozavă. Asta e chestiune pe care n-am mai întâlnit-o decât este adevărat. În școlile din comuna Șchia, pe rând, mai sunt și copii de etnie romă. Și prin, eu vorbesc numai de Mihoveni aici. Din Mihoveni nu am avut abandon. Este o tradiție în Mihoveni, mai ales că și eu primele clase 1-8 le-am făcut la această școală. Este un interes deosebit pentru carte în Mihoveni. De aceea și grădinițele care, sper că le-ați văzut, avem aproximativ 90 de copii care... Ceea ce vreau să vă spun este că doamna Berari, profesor coordonatorul cu care am vorbit înainte să ne întâlnim noi acum, nu s-a lăudat. Adică n-a spus da, pentru că noi, cadre didactice, nu. A spus în felul următor că oamenii de aici sunt foarte gospodari, oamenii din Mihoveni țin la copii și la nepoților, chiar dacă sunt cetățeni din Mihoveni care sunt plecați în străinătate, totuși bunicii au grijă deosebită față de nepoți. Este o tradiție, grija față de copii, grija față de școlari, grija față de om. Și de educație. Și de educație. Noi am încercat pe cât posibil să arătăm, să demonstrăm că învățământul care se desfășoară în mediul rural nu este mai prejos decât din învățământul din mediul urban. Ceea ce, într-un cuvânt, am și reușit. Domnul primar, noi o să mai mergem prin comună, dumneavoastră vă duceți întreaba dumneavoastră, noi întreaba noastră și o să ne întâlnim puțin mai încolo. De acord? O mare plăcere. Okay, bine, ne vedem. Sunt mulți cei care spun că atunci când vine vorba despre finanțări europene, unii mănâncă ciuperci. Unii ori mânca ciuperci, dar adevărul este că aici, în Micoveni, este cineva care chiar produce ciuperci. Îl avem lângă noi pe tehnologul acestei afaceri, zic eu, de succes. Bună ziua, cum vă numiți? Bună, Ștefan Virginaș, mă numesc. Sunteți tehnologul fermei, nu? Da, da. Sunt angajatul firmei C.
ciupercărie din Mihoven și producem ciuperci, ce se vede aici. Câte celule aveți, câte module? 4 spații productive avem. Și în afară de asta, grupul sanitar, ce necesită o ciupercărie euro-standard. Să luăm de la zero, să luăm să începem cu începutul. Miceliu vine din? Din Olanda, din Miesbeck, fabrica de compost CNC, de Olanda. Deci vine la saci, nu? Da, la brichete. La brichete. Și brichetele, deci brichetele se face, bănuiesc, se face igienizarea, nu? Da. Modulul lui. Da. Se pune, vin brichetele, se pun pe rafturi. Da, nu? Se așează pe rafturi. Și le crezi singuri, așa de la... Nu chiar singur, nu? Dar cum crezi? Se decupează brichetele așa. Deasupra. Se taie folia, da? Da, e păcat că nu avem așa. Module ca să poți să vă arăt. Imaginăm, decupează, fiind compost faza 3-a, da. După a doua zi se pune un strat de turbă între 4 cm și 5 cm. Peste compostul. Peste compost, da? Peste compost și din momentul în care s-au acoperit cu turbă, începe fluxul tehnologic. Bun. Și fluxul tehnologic durează 42 de zile de la acoperirea... Se stropește cu apă, se sapă ca la barabule, cum se face? Nu. se stropește cu apă curată din fântână din Mihoven. Deci din fântâna noastră, nu? Da. Nu folosim soluții, numai apă curată. Deci nu se pune niciun fel de îngreșământ? Nu... Nimic. Noi avem contract cu fabrica de compost din Olanda și de acolo aducem brichetele. Compostul este însămânțat. Deci însămânțat. Dați cu ceva, cu dezinfectante, ceva împotriva mucegăilor? Nu. Împotriva insectelor? Nu necesită, fiindcă un compost de calitate și nu necesită ca să folosim substanțe chimice. Din câte știu eu, atunci când se prepară un compost, cum spuneați voastră, un compost de calitate, el este foarte bine sterilizat. Da. Asta la bun început, prin temperatură. Prin temperatură, asta se efectuează la fabrica de compost din Olanda. Bun, ce înseamnă? Văd că aveți computere, aveți, deci totul e așa, ca un gen de submarin atomic. Nu, este o ciupercărie euro-standard cu automatizările și... Tehnologia fiind olandeză? Tehnologia olandeză, cu tehnologia dânșilor lucrăm, avem un randament potrivit, 40% care garantează fabrica de compost, da. Fiind dacă știi fluxul tehnologic și producem ciuperci pentru România. Ce suprafață are o brichetă? 60x40. Deci 60x40, da? Și se produce un kilogram pe... Nu, noi calculăm pe tonă. A, pe tonă de compost. Pe tonă de compost. Deci la 100 de tone de compost aveți 40 de tone de ciuperci. Da. Și vă încadrați? Ne încadrăm. Avem personal învățat, acum nu lucrăm cu 3 personal, înseamnă cu 4 că, personal. Înseamnă că aveți foarte multă grijă și de tehnologie, de parametri tehnologici. Da, bineînțeles, eu mă ocup de parametri, de... tot fluxul tehnologic. Avem personal care numai recoltează și efectuează lucrurile necesare în domeniul respectiv. Spuneți-mi, ați făcut vreo școală de tehnologie? Eu n-am făcut, am învățat tehnologia muncind în Ungaria. În Ungaria? În Ungaria, da. Ați lucrat pe tehnologie la fel ca asta, nu? Sau da. Nu, am lucrat, asta e o tehnologie modernă. Da. Eu am lucrat mai cum să mă exprim ca să și mă înțelege și telespectatorii, se producea în beciuri, nu cu automatizările. Nu aici? Nu. Ne vă mulțumim foarte mult, vă urăm să aveți mult succes, ne place ce am văzut și să ne întâlnim, am înțeles că o să încercați și cu Pleurotus, nu? Da, acum vrem să aducem și într-o cameră de producție Pleurotus. Că... Să încercați și Pleurotus, să diversificați producția. Avem și Pleurotus și Agaricus. Să ne chemați și pe noi când... Bineînțeles, o să la prima recoltă de produs să vedem cum arată. Bine? O să promit că o să vă anunțăm ca să veniți. Noi știi cum arată în pungi în alimentare, dar vreau să vedem cum crește. În hală de producție. La revedere, mulțumim frumos, succes! Eu zic că tehnologia este destul de bună, ce am văzut chiar mi-a plăcut aici la ciupercăria din Mihoven. Acum să vedem ce spune și administratul delegat al acestei firme, firmă care sigur are în administrare această fermă de ciuperci. Stăm de vorbă cu? Ciohu Mircea mă numesc, administrator delegat. Delegat, da. Soția fiind patron. Soția fiind administrator unic. Unic, am înțeles. Acționar unic, mai bine zis. Acționar unic.
De unde e ideea unei bunici pregării? Dintr-o întâmplare, nu așa. Pur și simplu, din întâmplare. Toate lucrurile mari se fac din întâmplare? Și la invențiile rentabile sunt din întâmplare. La noi, o întâmplare nefericită de data asta. De ce nefericită? Da, pentru că este o unitate care nu are parametri economici scontați și real. Unitate care nu merge pe profit. Adică ce intră mai, costă mai mult ce intră decât ceea ce iese, nu? Nu momentan, vorbim pe general. Anul ăsta din cauza... Nu. Eu vorbesc anul... Este o activitate sezonieră și depinde de mulți factori. Anul ăsta producția de ciuperci merge foarte bine, se vinde foarte bine la un preț bun, dar este rezultatul unei nefericiri ale noastre pe plan național a secetei de anul trecut. În condițiile când acum 2 ani prețul la ghebă, dau un exemplu, era între 2-3 lei, prețul mediu, prețul de anul trecut la ghebă a fost undeva în 16-17 lei. Și la crib nebunie, la 60 de lei, 70 de lei. La crib a fost nebunie, nu da, mai vorbim da. De crib. Și atunci, nefiind ciupercă din flora spontană, în congelatoarele și în borcanele gospodinilor, da, se vinde ciuperca bine. Dar pe ansamblu nu este o afacere tocmai ușoară și rentabilă pe total. Din multe, multe motive. Costurile ridicate, lipsa subvențiilor, tăierea subvențiilor, ridicarea TVA-ului. Niciun patron nu spune că îi mergeam Nu. Sunt și patroni care zic sunt patroni care din Suceava sunt cei mai bogați, primii doi din producție și mă bucură chestia că din producție cei mai bogați oameni din Suceava cu cifre de afaceri cele mai mari provin din producție. Mă bucură lucrul ăsta. Eu fac producție din 92. Lactate 11 ani, acum patiserie, din ce an facem patiserie? Din 95 facem patiserie. Și le-ați închis sau mergeți? Nu, funcționează. Patiseria susține unitatea asta, investiția asta mare. A, deci patiseria susține... Da, unitate mică, da. Pentru că... Cam ciudat. Da, asta e realitatea. Avem rate, credite în bancă, pentru că credite luate în niște condiții foarte bune, de altfel, pe programul fermierul, foarte bune, cu dobânzi foarte bune, pe care unitatea, 90%, eu așa cred eu, nu știu, sau poate spun o prostie, undeva, cred că de peste 50% din unitățile care fac producție prin programele SAPART, nu știu dacă merg ok. Asta cred eu. Care este cauza? Că foarte mulți oameni se plâng că au fost calculele pe anumite dimensiuni. Discutam și noi mai devreme chestia asta. Studiul de vezabilitate realizat în 2006 a fost total greșit. S-a plecat fără nici fel de anticipație, nu? Da, s-a plecat la prețurile reale. Da? Iar de atunci s-au întâmplat multe întâmplări nefericite. Odată... Petrolul... TVA-ul, TVA-ul, după aia ridicarea subvenției, nu știu din ce, în alte domenii încă se mai dă subvenții, că din surse proprie sau din surse europene nu cunosc amănunte, dar aici la Ciuperci s-au tăiat total lipsa subvenției la, și lipsa 0,80 de bani, care era foarte multă. 10% din preț. Păi, care era un profit enorm de mult, care rămâneai la sfârșitul anului. După aia, și rămâneai cu ăla, cu aia 0,80 lei, după da? Aia, da. Ridicarea subvenției la energia termică și electrică, care era de 30%, care era fantastică, în condițiile când, vedeți dumneavoastră, asta se perioada lor optimă și de cultură este iarna. Și iarna care? Trebuie și căldură, culmea că și frig trebuie lor. Ei nu pot trăi decât într-un climat. Pentru că ciupercile bănesc că se consumă foarte mult și mai ales aici în Suceava, unde oamenii sunt religioși și țin postule. Corect. Postul de Crăciun este toamnă-iarnă, da? Iar și... postul Paștelui este iarnă-primăvară. Da, și se consumă căldură, clar. Da, se consumă căldură, foarte clar. Mult. Prețul la gaz butan, pe care alimentez eu, a crescut foarte mult. Iar prețul la combustibil a crescut de la 2,6 cât era probabil în 2006 la 5 sau 6 lei cât este asta. Energia electrică nu vorbim. Deci sunt... Iar prețul curmea la ciupercă a rămas cam tot același din 2006 la baza studiului de vizibilitate. Eu zic că a crescut, dar nu mai mult de 10%. 10%, hai să zicem maxim.
După aia, proiectantul a scris și a făcut pe hârtie ceva, realitatea de pe teren a fost cu totul altceva. Acum vă referiți la investiții? Da, la investiții. Proiectul a fost mic, valoarea investiției, după cum vedeți, uitați-vă și care în interior. Care e valoarea reală, a investiției? Mult, peste dublu. Peste dublu ce? Peste dublu proiectului. A, deci proiectul a avut, mi l-a calculat la o sumă la și aici am ajuns la dublu. Bun, cât a fost eligibil? Eligibil a fost 162, dintre care da, 100 plus TVA, da. Da, iar aici eu am primit probabil că 81. Am primit întreaga sumă, deci eligibilă. Deci cam 50%. Da, iar real a costat undeva în 350.000 de euro. Păi înseamnă că au fost eligibile. Au fost multe suportate și asta este. Numai mașina de transport, care n-a fost prinsă în proiect. A trebuit să o cumpăr separat. Bun, 25-30.000 de 30, dar 30, e 30.000, dar 30 astea sunt bani mult stare. Astea sunt bani. Înainte, în 2008, toată lumea avea bani. Toți copiii aveau câte 100 de euro în buzunar, așa, aruncau. Acum sunt ce bani. Ce făcea românul atunci? Când românul nu avea bani, ce făcea? Mergea și schimba 100 de euro, nu? Da, și făceau case și blocuri. Da. Da. Chiar din păcate, după cum știm că avem o oarecare vârstă, baza unei societăți înseamnă producția și cercetarea. Sigur că da. După aia, alt impediment. Noi în România suntem peste 200 de unități de producție de ciupercă. 200 de firme care produc ciupercă. Da. Nu avem o fabrică de compost. Eu aduc compostul din... N-avem meseriști, n-avem specialiști? N-avem nimic. Noi nu vrem să muncim, asta e adevărul. Așa, nu avem o fabrică de compost. Am înțeles că face cineva printr-o cooperativă la Focșan, dar nu știu dacă de agaricul sau cred că de pleurotus. Mai mult că e mai ușoară. Ne vă lăsăm cu bine. Succes și bine că ați trecut aici. Și mai veniți în alte condiții mai bune. Păi să ne chemați când este gata recultat de pleurotus. Vă să vă interesează mai mult pleurotus. Căutați o fermă de pleurotus. O să avem. Bine, la revedere, bun și frumos, la revedere. La revedere, zi bună. Atunci când treci prin comuna Șcheia, privind de pe șosea, ai impresia că este un mic oraș. Plin de vile, firme foarte multe, magazine multe. Sigur, nu îți dai seama că în spatele tuturor, aici la Micoveni, în sat aparținător comunei Șcheia, se face agricultură, se face zootehnie. Sunt foarte mulți oameni gospodari. Acum suntem la unul dintre gospodarii satului, cum vă numiți? Tănase Vasilii Ciocan. Tănase Vasilii Ciocan. Ciocan, așa, că Ciocan nu prea sunt, dar Vasilii sunt mai mulți. Da. Spuneți-mi, am înțeles că mai aveți niște băieți, nu? Da, avem 4 băieți și o fată. Fata care e aici, 2 gemini, unul mai mare la 38 și unul avem cel mai mic, ne-am stricat cu doamna, are 22 de ani. Da. Da. Spuneți-mi, așa. Din băieții noastre, cât se ocupă cu animale? 5 gemini sunt cu oile. Cel mare lucră la Facus și celălalt, acum m-au ajutat. Au fost prin Polonia el, cel mai mic. Și acum a venit acasă. Și acum ai venit, l-am oprit eu, că sunt cam bătrân, să mai mă ajute. Dacă vrea să mă ajute, că dacă mă ajute, îi pot ține. Dacă nu, nu facem sână cu hargață. Noi cu casa noastră, nu deci pas. Nu pas cu străinii oile, noi le păștim. Da. Și de la 6 ani pas cu oile eu. Și aia mici de la leagănă. Și acum câți ani aveți? Acum am 68 de ani. 68 de ani? 68 de ani, mulțumim, acum am adus. Da. Mulțumim frumos. Bine, Vasile. Da. Mestica, mă eu câte o stalescă, eu spun dinainte, eu. De-ați unul domnul doctor Poruc și am folosit un nuntucăl și a spus, nu eu adio mamă sau vivat sau de alte cele. Se o țuică bună s-o să mântesc. Dacă ei să nu vei trei țuici, să bei una. Una dar bună, așa, aveți dreptate. Așa. Câte oi, Vasile? Mă, 173 sunt. 173? Da, m-am și cărlani acolo. Sunt și băieții? Măi, unul are mai mult, unul are la 200. Ăsta la alt cam să aibă... Da, nu știu precis ăsta, că are 160 are. Deci împreună aveți... Sunt la 500. Și le pașteți bara împreună? Nu, separat. Ei amândoi au fost, dar eu separat. Eu sunt mai bătrân, eu neveastii tinerii, eu un moșneac, ce să mai... Deci nu se amestecă casa, nu? Nu, așa că vine să mă ajută sau nici merg eu... Nici portofelul nu se amestecă. Cu portofelul cam nu prea, nu. Nu prea, nu? Ei sunt tineri și nu n-are cum. Merg la baluri, nu la distracție, eu sunt un bătrân, n-am cum împărți portofelul. Nu se poate, nu? Nu, n-avem. Deci fiecare cu portofelul măsii. Fiecare așa. Amândoi au 2 copii. Am, eu sunt bătrân, m-am cu ăștia. Câți nepoți ai, Vasile? 4. Fată și 3 ficiori. Deci ai 4 nepoți. 4 nepoți, da. Și poate mai vine de unul, na, eu aș chidea cu o să mai vii, că cine a să rămâi în urma noastră? Cum te cheamă?
Cristina Valentina Tănase. Ești la școală? Da. Ce clasă? În clasa 1. O, ești în clasa 1. Și îți place la școală? Da. Da, uile îți plac? Da. Îți mai ajut pe tataie din când în când? Da. Mai vine în strungă, dacă nu-i număr bani. Numai dacă sunt bani, nu? Da. Altfel nu? Nu. Mai bine, așa e, da. Spuneți-mi, e greu să ai animale în ziua de astăzi? Știți cum? Dacă ești un om agricultor și vrei să muncești, e și mai greu și mai ușor. Dar dacă nu ții nimic, e mai rău. Și depinde și o conducere. Avem un primar bun, ține cu ciobanii, ne lasă în țarnă, ne dă pășuni și mai putem înainta. De la Uniunea Europeană ne mai dă o lege de subvenții și e bun așa. O să mă strigă că nu-i bună conducerea. E foarte bun. Pentru noi e foarte bun. Care o să vină să fie mai bun? Ăștia care sunt îți buni ăștia. Așa, bun, după concepția mea, îți buni. Primariul, vicile, autoritățile din comun îți buni așa. Păi am spus că aveți vreo 800 de hectare pe toată comuna, 800 de hectare de imași. Aici, nu, dar aici e împărțit pășunea, fiecare cu bucățile lui. Fiecare cioban are, fiecare stăpâne. Da, fiecare are bucata lui, așa. Așa cum s-o hotărât. Și mai bun așa, să zici, eu sunt mai bătrân, mă scol mai târziu. Unul se scoală mai degrabă. Eu n-am mâncat azi, mă duc cu el până mai încolo, vin la ora 10 și mănânc. Dacă e la un loc stân atât, trebuie să te bați cu unul, să te cerți cu altul. Așa tu pe bucata ta, poți să te scoli la unul noaptea, poți să te scoli la... Și eu dacă n-am spălat o găleată, n-am încheagat, le dau lângă stână, vin, fac treaba. Dar dacă suntem în bloc, așa e cel mai bun, zic eu o părere, așa e cel mai bun, nu ai cu nimeni nimica. Când se dă drumul în câmp, fiecare mi-ar pe târle. Da, așa. Fiecare știe bucata lui, fiecare știe... Așa, așa, știna lui. Dacă mergi în țarnă, presupune unii mergi, pe groapă, unii mergi, tu răspunzi întâi la oasă, ala răspunde, dar așa vine un om, nu spui nimic, cine, ceala, nu farma ceala, dar înseamnă cine din sus a venit. Dar cum se împarte imașinea, Vasile? Se împarte pe caș? Se merge cu cașul la primar? Care măi, dacă e băiat bun, poate să mergi cu cașul, na, e băiat de treabă, cum se cade, cum da, nu, oile, dacă pasi, pășunii nu trebuie să mănânce, numai noi să mâncăm, corect, corect, și corect. Lumea asta trebuie să trăiască și noi, și primarul, toți suntem a noștri. Când vine unul rău și te pistonează, dar dacă-s băiați bun, ce să mai spun? Da, mă, să spun o chestiune. Au apărut pe piață tot felul de alimente. Tot felul. Am luat niște cașcavale de trecute, parcă era cauciuc. Pe lângă faptul că n-avea niciun gust. Da, să vă spun de ce, hai, spuneți. Pe lângă faptul că n-avea niciun gust, l-am scăpat jos de pe masă. Și era bolohan. Nu, nu, a sătit la frica mingea. Parcă era cauciuc, parcă era plastic. Cașul m-a tăiat la fel? E, cașul, dacă vrei să-l faci gospodăreaște, îl faci bun. Dacă pui esențe de la stat, dacă mai mulți și două, trei vaci și oile dau cinci ochi și acelea 20, dacă aduci de la cacica slatină și o pui pe iarnă, da. E, să știi, aceea este. Dacă nu o mănâncă pui și porci sau găinile, dacă aia o mănâncă. Dacă nu are cum, știi, zici, de la un timp doschea, știi, se face roșie și nu mai poți. Mergi și iei la un om 150 pe kila de brânză și în loc să mănânci iarna cu o barabulă, cu o fasulă, o dă la pui sau o dă la când. Deci, că nu-i brânză curată, nu-i curat. Asta și te întrești cu el după aia și te înjură. Te înjură și dacă nu spune, nu, ți-i rușine, ai cârdi de oi, ne-ai dat brânza în bagiocură. Trebuie să-l ocolești când îl vezi. Așa e, aveți dreptate. Ia să toți spun că, bă, nu fii cioban. Cum adică să nu fii cioban? Băi, nu ești cioban, dar... Așa de rău, că bă, sunt alții care nu sunt ciobani, dar fac foamea și stau pe la corciul leșinați de foame. Știți de ce? Nu-i cioban și văd că au nu-i bine, la nu-i bine cioban? Dacă nu-ți place meserie, ca cum eu spun de mine, nu crezi de altul. Poți să ne arăti unul la un tractor, la o mașină, tătăză, bă, tot prost la cap. Și de la oi, de la 6 ani lipasc, n-are ce să-mi spui nimeni nimic. Să înțeleg, am atat 61 de ani de când ești lângă oi, nu? De la 6 ani lipasc una, numai cât am fost în armată. Atunci n-am făcut. Și atunci am făcut un an și 4 luni se face, aceea n-am mai contat. Dar restul, și pe ei doi i-am instruit, el și în conficior, da. De la leagăn. De la leagăn, uite asta. Bună ziua, cum vorbim? Bună ziua, Tanas Nicolae Valentin. Cine-i tata? Tata meu. Nu prea semănați. Eu știu, de bine, na. Am fost cam mult plecat cu oile pe munte. Da, cum? Nu, n-am fost. Câte oi aveți? Am 190 de oi. A, mai mult decât tata. Da, cum? Mai mult. Mai gospodar decât tata. Sau de mai forță, mai forță, nu? Mai tânăr, mai tare, poate. Mai forță, nu? Da, din cauza asta. Cum e... n-am avut nevoie de servici, n-am avut nevoie să mergeți la fabrică, să... M-am ocupat de băiat mic, m-am ocupat cu el, ne-am învățat la tata nostru. V-a pus și... la muncă de mici? A, de mine, și ne-a plăcut, asta e problema, că ne-a plăcut. Și ne-am dat pe lângă el și ne-am învățat și la ora actuală mergem înainte. Îmi plac, ce să fac, asta e situația. Spuneți-mi,
Se poate trăi, o familie poate trăi decent cu 200 de lei? Adică să aibă pâine pe masă? Spune drept, mă. În momentul de față, poate, dar trebuie muncă. Ce se face? Răbdare cu el? Tata mea Vasile are o vorbă, mi-a spus o vorbă că el argat nu primește în stâlp. Deci noi tot așa. Tot la fel. Deci, am avut azmară, unul și-a plecat. Da? Numai noi facem într-una, flux continuu. Noi, eu cu fratele mi-am avut 450 de oi azi vară și am dat un 2 inși toată vara. Am înțeles. Doi inși? Doi inși, unul care a dat în strungă. Păi și cum singur munceați? Ah, și m-a luat unul care a dat în strungă. Da. Și voi amândoi munceați 450 de oi? 280 de oi. Au fost sterpi. Da. Am reușit și sterpe. Încep fătările acum? Acum de pe 15 februarie, de pe 10, la noi, februarie încep fătările. Câte oi aveți? 183. Că eu n-am nieluz, n-am nimic. Atât mă oi. Gestante? 183 gestante. Oh, ce bine. Am. Deci aproape toate. Da, numai berbeci, restul tăti s-a fata. Hai că berbecii n-au cum. Corect, și mai rămân stierpi, mai nu-i asta. Ăia nici la mulți nu sunt buni. Da, corect, nu. Da, dacă n-ar fi ăia, n-avem nei. Corect, dar cum? Spuneți-mi, au venit rase de prin Anglia, rase de oi, că dă un litru jumate de lapte, că nu știu ce face. Da, o oaie de aia costă vreo 500 de euro bucată, deci vreo 21-22 de milioane, da. Ați luat? Nu, n-am luat, nu de-a noastră de astea. Da? Da. Dar ați luat dacă mi-ar da degeaba? Nu, întreabă nici de-a. Nu merge la pășunea noastră. La pășunea noastră nu cred. Nu merge la pășunea noastră. Alea sunt oi gingă, așa că acum la noi scaraculele astea. Au probleme la fătări, au probleme la... O oaie țurcană, să știți, dacă o protejezi și îi dai dreptul ei, mai spune câte unul, eu nu vreau să spun niciun, mă uit în sus. Nu, 7-8 ani, gândeți-mi. Până la 12 ani, dar trebuie întreținute. Și când spune unul, vine, bă, zice, ieți jarca, ieți oaia, ca azvar n-o da lapte. Ăla spune o minciună, să știți asta, că n-am discutat împreună, spune o minciună. Dacă o oaie nu dă măcar 13-14 kg, dacă o ții de pe la 23 de la Sfântul Gheorghe, înseamnă că nu trebuie să o mai ții. Când îți dă un om o oaie, două, și le-o hrăni și le-o ținut, dacă nu-i dai dreptul, e o rușine mare. O rușine mare. Că o ținut omul 5 luni de zile și îi dai niște zări, cum a spus adinioare, că a trântitul jos s-a făcut cauciuc, nu-i frumos treaba. Nu-i frumos. Dar asta înseamnă să ai grijă și de animale, pentru că sunt unele care peste iarnă săracele nu primesc o boabă sau primesc boabe foarte puțin în grăunțe și peste primăvară le vezi cadelena după el. Cadelena, asta-i drept. Așa e. Aveți oi de-astea? Alea. Din trânsele se mai aleg de două, trei. Se mai aleg. Ori are ochniță, ori dacă nu-i gălbăgită și sloboa de gușe și mai este câte una așa că îi dai cât îi dai. Tot mi-are înapoi. Acum ai avea trei copii. Doi sunt frumoși, buni, merg bine. Mai așa. Una, mai cocoșat așa mai. Spuneți-mi, există o farmacie sau există un fel de medicină veterinară tradițională? Farmacie sau... Adică, când e bolnav un animal, îi dați numai medicamente de la farmacie sau mai aveți metodele noastre tradiționale, naturiste? Ei, mai de pe acasă, mai ceai, mai dar mai mult la farmacie cumpărăm. Dacă o ai bolnavă. O bolnavă. Doctorii nu-i contrazicem că i-au făcut școală, specialiști. Dar ea este câte una. Că îi dai una, îi dai alta. Azi vară în anopăs cu 200 mâini. Ciuchie, lua un pai. Și câte 50 de grame de rachiu, azi îi dam. Mâine nu-i dam. Păi mâine iară. Nu vreau să-mi pierd cuvântul și sal pe cap. Și la 3-4 zile nu mă aveți odată că se scutura și prindea ciupii. Eu mai luam o bucată de pâine cum am și acum, uitați. Ele de ce vin la mine? Nu vă mint? Uitați aici. Uitați aici, ia. Și eu luam o bucată de pâine. Cum mâncam când și-o chemam? Îi băgam așa în gură. Vedeam că ciuguleaște. Și la 3-4 zile înghie. Și vine doctorul, îi face și injec. Și de câte și se duce. De-aia spune la Vasile, îi dai rachiu de ăla de care băi băta Stalinscă? De ăla tare, că dacă îi dai slab, nu. Și când îi frig, stă cârlig așa, ia cârlig, acela e cel mai bun medicament. La un om când plouă și îi frig, presupun de mine, nu vorbesc de altul. Vine femeia, domnul vice știe, hai să mulgem oile, era acolo. Ne-a dus o tărire, de care? Nu li mulgem și dacă vă spun drept, Dumnezeu fac cruce, dacă beam așa o stalișcă, nu 50 de grame, cam 150. Așa. Mă învârteam bine, luam găleata în mână, tu de în strungă. Îi mulgeam și nu știu când. Îi mai spuneam o glumă, îi spuneam mai un banc și mulgeam. Și cel mai bun medicament, să merg la doctorul, să-ți bagi foarte, să te taie, să te coase. Dar nu un litru.
Mai un litru cam la 2 zile mereș un litru dacă era frig. Mereș un litru. Eu vă las cu bine, doamne ajută. Mult sănătate. Și să ne vedem sănătoși. Să veniți pe la noi. Să vedem sănătoși la vară când când e o zi frumoasă și soi de tunse, când e cașul curat. Sigur, nu se putea să trecem prin comuna Șcheia fără să batem și la poarta mănăstirii Sfântul Ilie. Puțin sunt cei care știu că aici există o mănăstire și mai puțin știu că aceasta este o mănăstire foarte, foarte veche. Este, cred, la fel de veche precum mănăstirile, celebrele mănăstiri din Suceava. Ne referim la Voroneț, Sucevița sau Pudna. Dar mai multe o să le spună părintele paroh. Bună ziua, părinte! Doamne ajută! Cum vă numiți? Gavrilei Laurențiu Eduard mă numesc. Sunteți parohul bisericii voievodale, titorită de binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt în anul 1488. Să nu uităm că timp de 2 ani de zile, deci în 1487 au fost titorite 2 biserici și în 1488 tot 2 biserici. Deci în 2 ani 4 biserici au fost construite de binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Biserica noastră a fost începută la 1 mai și terminată în același an, pe 15 octombrie. Deci de repede. Deci în 5 luni și jumătate ea a fost ridicată. Bineînțeles cu jertfa credincioșilor. Să ne reamintim că înainte de a ridica acest așezământ de piatră, tradiția ne spune că a fost o sihăstrie, o veche sihăstrie, unde erau călugări care se rugau Sfântului Ilie Tezviteanul pentru pacea și liniștea tuturor credincioșilor. Biserica a fost de lemn și la rugămintea acestor călugări care au locuit aici, binecredinciosul voievod a zidit această biserică de zid închinată Sfântului Ilie Tezviteanul, patronul și ocrotitorul acestui sat. Ați văzut vreodată cum se face o podcoapă? Cum se face manualul podcoapă? Eu n-am văzut până acum, recunosc, până la 50 de ani, până la vârsta asta, nu am văzut. Dar aici, în comuna Șchia, am găsit un firar. Am arătat mulți firari de-a lungul emisiunilor noastre, satul Sucevean, prin periplul nostru, prin județul Suceava. Însă, mai toți firarii erau bătrâni. Chiar mi-aduc aminte de la Șerbăuți, în comuna Șerbăuți, firarul avea peste 80 de ani. Acum avem un firar tânăr. Să vedem care e miracolul. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Plăcintă Cristian. Firar în sat aici, nu? Firar în sat, da. Cum spuneam mai devreme, nu prea am văzut firar tineri prin... Da, până nu mai practică nimeni munca asta cât are grea. E grea, nu? Nu, e grea munca, nu practică nimeni. Cine a fost înainte, o poate practica bătrâni, acum nu mai vrea să mai muncească nimeni. Păi ne-a spus că e ușor așa, îți dă de două. E ușor, îți dă cum e. Dacă îți place, e ușor, dacă nu-ți place, nu e ușor. De unde știți meseria? De la un bătrân de aici, din sat. A spus la el și v-a ținut de el să mă zic meseria? Am ținut de el, pe urmă l-am chemat la mine, m-a ajutat, m-a învățat, mi-a făcut scurii, prima dată am avut scurii, mi-a arătat, acum le fac eu, le practic eu. Dacă am văzut că aveți un antrenor ca lumea și forja și... Tot, absolut. Am văzut și tu câți clești pe acolo. Dacă suntem în Uniunea Europeană, trebuie să avem și clești și ciocanii și toate, dacă se face. Spuneți-mi, vine oamenii pe la dumneavoastră, adică e de lucru? Da, este. Altă dată este, altă dată nu este, depinde. Luna lui ianuarie mai puțin, februarie, mart, începe lucrul. Care e cea mai bună lună? Primăvara, probabil, nu? Primăvara, toamnă, în timpul verii. Când omul merge la rază la câmp, iese la... Spre toamnă, în luna lui... Noiembrie, iară, când vine iarna, se potcovește cu potcoave de iarnă. Da, acum, după decembrie și ianuarie, e mai greu de lucru. Așa cum a spus ministrul transporturilor, nu? Să schimbăm cauciucurile de vară cu alea de iarnă? Da, da. Și la căi să schimbă... Vă schimbă potcoavele de iarnă cu alea de vară. Da. Dar bănuiesc că o potcoavă e mai ieftină decât o cauciuc. Asta e sute de ori mai ieftină. În afară, spuneți-mi, în afară de potcoave, altceva... Orice este nevoie. Pluguri, școrniți, faitoane, tot. Ce este în agricultură, tot facem. Tot, nu? Tot, absolut. O balama la o poartă? Și balamaul la poartă, tot. Ce este și cerință este la om, se poate face. Bine, firarul nu trebuie să știe foarte multă matematică, dar v-am urmărit și
M-am mirat atunci în momentul în care ați îndoit Podcoava, nu? Da. Cum se cheamă? Hacuri. Hacuri, așa. Când ați făcut hacurile, nici n-ați măsurat. Eu credeam că nu trebuie măsurat. Nu? Dar ai prin ochi acum vezi Podcoava. Când te uiți la copita calului, trebuie ca să vezi și Podcoava pusă pe picior. Da. Dar cum trebuie să când te-ai uitat la el, dar când ai ieșit din Ferrari cu Podcoava, când pasuiești la cal, Podcoava trebuie să fie pusă, nu mai trebuie bătut în cui. Nu trebuie... Deci n-aveți șublerul, nu mă lăsați cu șubler. Mereu cu șubler aici noi. Deci nu cu șublerul, deci, suntem la... În cap, privirea ochilor. Am văzut, ați îndoit fără să măsurați și a ieșit... Ați văzut, așa e, așa se face. Da? Depinde de copita calului. Măsurăm copita calului și după copita calului îți faci și Podcoava. Aveți copii? Am două fetițe. Aole, n-aveți băieți? N-au băieți de unde, n-aveți. Dar de unde vă cunoști pe dumneavoastră? Mă cunoașteți de pe la terenul. La terenul, nu? Terenul, da. Cu șoseaua de centură. Cu șoseaua de centură, da, de acolo mă cunoașteți. Am înțeles. Ca, așa pășeam din vedere. S-a mai rezolvat ceva cu... Da, s-a rezolvat. Ce se rezolve? Cu un leu 20 de bani pe ar? Atât? Atâta, dar ce se mai dă? Nu se mai poate da nimica. Păi spune că trebuie să dați în judecată să... Da, dar dăm în judecată, dar când să dăm în judecată? La judecată trebuie bani. Trebuie 1000 de euro ca să dai pentru expertiză, de unde ca să... Și cu Podcoave nu mergi să le dați la... Câte Podcoave trebuie? Câți care trebuie să podcoviesc? Cât? 4 sate ca să am cu și mă judeca. Am cu și mă judeca. Păi și cum rămâne? Cum rămâne? Ca-n tren. Ca-n tren, ca-n tren rămâne. Cum să rămâne? A venit, v-a luat cu scutire. Poate a dat Dumnezeu și s-a schimbat legea asta și... Doamne ajută, Doamne să schimbe, pentru că, sigur, e primărie de vină chestia asta? Primărie, ce-i de vină primărie? Ce, primărie de bani? Bani la guvern, de la... Guvernul. E așa este, știți dumneavoastră, când ești acolo la București și nici măcar nu știi unde e comuna Șcheia, e... Dar de unde știi unde e comuna Șcheia? E ușor să dai o... Eu dau semnătură, ordonanță de guvern, gata, nu se mai plătește, dar de unii, eu fost aici, eu văzut terenul, unii terenul, știi, unii drumul, pe la cine nu eu trecut, pe drum, pe unii știi. Nu știi. Dacă dați, îi puneți o întrebare, bă, unii drum, unii șoțeau de centură, la știa, vedeți dacă știi unii șoțeau de centură. Nu nici pe hartă, dacă nici pe hartă nu știe. Mai nu ca să... Ce vă doriți pentru anul 2012? Ce-ți vezi? Vie un an bun, cu noroc și... Și un băiat. Și un băiat, da, un băiat ca să am ce să facă Podcoave, un urmaș de-a meu, rămâne. Vă lăsăm cu bine, doamne, ajută. Sănătate să trăiți. Sănătate multe. Ne-am reîntâlnit, de data asta în biroul primarului. Da, cam târziu. Cam târziu, că am avut mult de mers prin comună. Recunoaștem cu una pe inimă că ne-a plăcut ce am văzut. Dar nu numai locurile mi-au plăcut, ne-au plăcut și oamenii. Am găsit oameni deosebiți, am găsit oameni cu care, într-adevăr, am avut ce vorbi. Vă cam laudă lumea pe aici, prin comună. Nu cred. Oamenii vorbesc... Că... Adică, în cazul în care aș fi știut unde mergem noi, să zicem că aș fi trecut noastră până înainte pe acolo, da? Să știți că eu lucrez la primărie cu sufletul, nu cu fizicul, mai mult cu sufletul. Nu știu dacă ați observat, cam peste tot ce am făcut lucruri trainice pentru oameni și pentru locuitorii acestei comune. Faptul că sunt situații în care oamenii aduc cuvinte frumoase instituției primăriei și implicit primarul, asta mă determină să fiu mult mai motivat în ceea ce fac. Dar să știți că am o dragoste și o vă spun din tot sufletul pentru această comună, încât doresc să schimb în primul rând mentalitatea. Pentru că aici suferă comuna și să schimbăm mentalitatea. Încerc să demonstrez că se poate și la țară să se trăiască altfel. Deci, primar, nu seamănă comuna și chiar nu seamănă, că nu putem spune la țară. Nici nu știu dacă am făcut bine venit la dumneavoastră să spun că la emisiunea mea care se cheamă Satul Sucevean. În primul rând, comuna nu arată ca un sat. Micoveni nu s-ar putea. La Nai Vasile, la Stână, s-ar putea. Dar școala nu arată ca o școală de sat. Nici comuna, nici casele și nici oamenii nu arată. Eu mă bucur că aduceți atât de frumoase cuvinte comunei Șcheia, satului, oamenilor din comună. Dar eu vă pot informa în calitate de primar. Da. Cetățenii din comuna Șcheia, și când vorbesc de comuna Șcheia, vorbesc de satul Șcheia, satul Sfântul Ilie, satul Mihoveni, satul Treimovil, satul Florintaca, care cuprinde comuna. Așa sunt niște oameni deosebiți. Oameni care
au dragoste pentru locul în care își duc viața. Vedeți că este un sentiment, omul să fie bogat din punct de vedere material, omul să fie bogat din punct de vedere spiritual. Au un sentiment ca el să fie mai felos. Deci să nu spunem ca cel din stânga și din dreapta. Bineînțeles că această situație este și datorită poziției comunei geografice, pentru că, deci să nu spunem, noi suntem ne învecinăm cu municipiul Suceava, oamenii din comună au îmbinat agricultura cu lucru în industrie, au avut acces... Nu pot să mă întrerup, iertați-mă, mai degrabă municipiul Suceava se îmbinează cu comuna Șchea, pentru că o parte din teritoriul orașului este, de fapt, pe terenul comunei Șchea. Da, este adevărat această problemă, dar acum noi nu mai discopăm morții. Am fost pe timpul comuniștilor în care cartierul care este momentan la municipiul Opceni este cadrasat Sfântul Ilie, dar să știți că foarte mulți cetățeni care lucrez în cartierul Opceni sunt ileni, iar mulți s-au mutat din nou, s-au făcut case în satul Sfântul Ilie, în satul Șchea, și care au plăcut să trăiască la noi la țară, să știți că tot la țară trăiește. Și după cum ați observat, noi nu lucrăm pentru a aduce în eroare opinia publică. Ați luat imagini exact cum suntem și suntem niște oameni care știm ce vrem de la viață. Am văzut dispensarul, domnule primar. Acum nu suntem cordă lăudători, nu ne propunem și mă cunoașteți că nu sunt unul care chiar laudă. Sunt un critic, într-adevăr, pentru că așa stă bine unui gazetar. Am văzut dispensarul. Nu prea există în altă comună din județul Suceava unde s-a dispensat. Satul Șcheia și, în general, comuna Șcheia s-a mărit din punct de vedere a numărului de locuitori. Pentru noi oficial sunt 9786, nu știu, după nouă recensământ, iar neoficial depășim 10.000, aproape 11.000, având în vedere că s-a construit foarte mult. Ei, acest complex medical, cum am dat, că am considerat că dispensat spună prea medieval sau prea simplu, am făcut acest dispensar a preveni și a demonstra tot ca să demonstrez că serviciul medical pe care te poate să-l asigure în comună este un serviciu medical modern, o clădire modernă, complex. Așa, de numai departe avem farmacie, avem medic somatolog, doi medici de medicină generală și individuală. Deci am extins acest complex medical, având în vedere că mai departe trebuie să ne însoțească și un medic oftalmolog, și în plus am dorit să și dorim, deci am găsit cadrul legal și organizatorii, astfel încât să mai facem încă 7 cabinete de, să spunem așa, de medici de specialitate, care să vină... Va funcționa ca un centru de permanență? Nu putem spune. Noi am asigurat de la garaje, de la cabinete medicale, toate condițiile, astfel încât cetățeanul din comuna Șchea să se bucure de o asistență sanitară normală. Eu cred că, părere personală, eu cred că șchienii au avut dreptate să nu se lipească de zona metropolitană, pentru că vă e bine așa. Să știți, vorbesc de șchieni. Să știți că zona metropolitană a fost o mare problemă, o discuție foarte contradictorie în Consiliul Local. Consiliul Local nu a fost de acord. Eu am avut o altă viziune asupra zonei metropolitane, având în vedere că comuna Șcheia trebuie să fie într-o continuă dezvoltare. Bineînțeles, Consiliul Local a fost la vremea respectivă motivat. Nu știu ce va oferi viitorul, dar să știți că proiecte comune cu municipiul Suceava, cu celelalte comune, noi avem proiecte punctuale. Sunteți foarte diplomat, domnule. Păi primarul trebuie, în primul rând, este o problemă. Dacă primarul stă în birou,
cum a prins acum spre sfârșitul programului. Da, a prins la școala Micoveni. Așa, dacă stă în birou, nu duce comuna spre progres, spre mai departe. Domnul primar, Năvărsă cu bine, vă mulțumim că ne-ați fost gazdă, ca primar al comunei Ischia. Sigur, și noi suntem obosiți, cred că și dumneavoastră. Noi am tot colitat toată ziua, de până în seara. Dar, repet, ceea ce am văzut ne-a plăcut și o să mai revenim la noastră comună. Vă spunem la revedere și să ne revedem cu bine. Oricând sunteți bineveniți, toată lumea este binevenită în comuna Ischia. Și eu vă asigur că nimic nu este regizat în comuna Ischia, deci cred că v-ați dat seama că este o comună vie, o comună puternică, așa, și eu încerc pe cât îmi stă ca om, așa, să țin, să spun, steagul Ischianului pe cel mai înalt catarg. Bun, vă mulțumim, la revedere! Sănătate, Doamne ajută toată lumea!